Inspectoratul pentru situații de urgență a DGHIC al județului Telorman recrutează candidați în această perioadă pentru concursul de admitere organizat de Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă Pavel Zăgănescu Boldești, sesiunea octombrie 2023, februarie 2024. Sunt disponibile 275 de locuri pentru specializarea subofițeri de pompieri și protecție civilă și 25 de locuri pentru specializarea maestru militar auto. Ce tip de înscriere și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, se completează de către candidat în mod vizibil, se semnează și se transmit exclusiv în format electronic la adresa de e-mail școli@telorman.ro în perioada 18 octombrie-5 noiembrie 2023, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații depun documentele solicitate până la data de 24 noiembrie 2023. Evaluarea psihologică a candidaților se realizează de specialiști din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu dispoziția directorului Centrului de Psihosociologie al MEI, potrivit planificării întocmite împreună cu structurile cu atribuții de recrutare. Probele de concurs se susțin la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă Pavel Zăgănescu din Boldești. Proba de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 7-13 decembrie 2023, iar proba de evaluare a cunoștințelor se susține în data de 16 decembrie 2023. Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 2 februarie 2024. Sunt eligibili pentru a se înscrie la școala de subofițeri de la Boldești doar cei cu vârsta cuprinsă între 18 și 27 de ani și care au absolvit bacalaureatul. De asemenea, media generală obținută la purtare de către candidați trebuie să nu fie sub nota 9. Totodată, cei care aspiră la o carieră în serviciul militar nu trebuie să fie în curs de urmărire penală ori de judecată. Pentru detalii suplimentare, cei interesați se pot adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ADGHIC al județului Telorman din municipiul Alexandria.